Vremea călduroasă, precum și achiziționarea tuturor materiilor prime, le-a permis angajaților de la Serviciul Public de Gospodărire Comunală să pornească stația de asfalt. În curând, lucrările care au fost începute încă din primăvară de muncitori vor fi finalizate. S-au încheiat licitațiile încă de acum aproape o lună și avem tot ceea ce ne trebuie. Important este că noi încă din primăvara acestui an am configurat terenul, astfel încât acum când am dat drumul la stația de asfalt să putem să avem un front de lucru și, zic eu, să și reușim să terminăm ceea ce am început. Datorită problemelor birocratice cu licitațiile pentru materiile prime, stația nu a putut fi folosită în primele 6 luni ale anului în curs. Continuăm la ora actuală cu trotuarele de pe strada Unirii și cu carosabilul de pe strada Progresului și de asemenea și o parcare pe care sper să o terminăm azi la blocul 10-5. Noi am preconizat că vom pune undeva la în jur de 5.000 de tone de asfalt, dar dacă vom avea bani vom pune și mai mult asfalt pentru că, după câte bine vedem, front de lucru avem. Toate lucrările importante ale celor de la Serviciul Public de Gospodărire Comunală din Curtea de Argeș au fost amânate. În acest moment, angajații lucrează pentru a se reveni în grafic cu lucrările prevăzute în grilă pe anul în curs.